O trecut Crăciunul, în sfârșit au plecat toți musafirii la casa lor, te-ai puși tu să te relaxezi. Dar nu te-ai așezat tu bine? Că țâr-țâr la ușă. Bă, și te pune mama la proces verbal să deschizi. Când ai deschis, să chezi jos din chicioare și alta nu. Mătușa Tamara, uite Costel. Băi, omule, ca și cum ai primi o veste bună și una rea în același timp. Vestea bună este că lui mătușa Tamara și lui unchiul Costel nu prea le-a plăcut copiii, le-a plăcut viața. Le-a plăcut să colecționeze apartamente, știi ce zic? Vestea proastă este că nu mai ai nimic în casă. O ras neamul cele tot. Tot ce ți-a mai rămas, istea două felii de cozonac. Și aistea, vai și amar de capul lor, uscate. Și apoi să o servești pe mătușa Tamara cu două felii de cozonac. Bă, nu știu ce să zic. Așa că îl pui pe bărbatul să-i țină alea când-i vorbă și tu vii în bucătărie, faci două într-un castron de ăsta și le iei la bătut așa. Pui și vreo două pliculeții zahăr vanilat. Pui și o lecuțică de esență de rom. Îi pun și o leacă de dizarom de ăsta. Bineînțeles, tu dacă ai pui, dacă n-ai nu pui. Mergi și cremă de aia de whisky, beele sau... De care ai tu prin casă? Ceva? Un lichior, ceva? A, e o tigaie de asta pe care poți să o bagi în cuptor. Și e o leacă de unt și unge așa fundul tigăiei. Măi prima ferie de cozonac în ouă ăsta așa. O dată și pe parte și pe alta. Și o pui în tigaie. Uite așa. Iei și niște bucăți de astea de piersici din conservă și pui peste cozonac. Iei și niște ciocolată. Eu am avut numai ciocolată albă, dar tu dacă ai ciocolată neagră, pui ciocolată neagră. Și o pui, uite aici, așa, așa, pac, peste piersici. Iei și a doua felie de cozonac și o moi în ou. Ou care ți-o rămas, îl pui deasupra aici. Uite așa, pac. Și o moi aici. Pune și o leacă de zahăr pudră. Uite gaia pe foc pentru 3-4 minute, cât începe să se prăjească cozonacul disupt. După care o iei și o pui la cuptor sub grill pentru 5 minute. Da, mă, da, și normal că pui și niște înghețată pe deasupra pe aici. După treaba asta, să ai un pix în casă când mătușa vrea să facă testamentul. Stai să vezi acum scandal și panorama cu bărbatul. Că mie nu mi-ai făcut niciodată așa ceva. Da, mă, dar tu n-ai 7 apartamente.